Ne aflăm lângă, în piața centrală. Da. Piața Unirii de azi. A avut diferite nume și diferite diferite nume de-a lungul istoriei, dar rolul ei a fost același. Mă rog, inițial a fost un cimitir, e cel despre care vă povesteam în fața bisericii, că oamenii erau obligați să-și aducă persoane decedate aici. După prima mare epidemie a Clujului s-au gândit că poate nu e cea mai bună idee să ții cimitirul în centrul orașului. Da. L-au mutat un pic mai încolo, mă rog, în afara zidurilor și chiar și acelei de-a doua incinte fortificate. Și această piață este piața centrală a Clujului. Mie îmi place să o compar la fel ca și piața mare din Sibiu, piața Sfatului din Brașov, piața cetății din Sighișoara și așa mai departe. Aceste piețe mie îmi place să le compar cu Agora din Grecia Antică. Respectiv, sunt niște piețe care îndeplineau atât un rol economic, da, dar în primul și în primul rând politic. Da. Respectiv, aici aveau loc adunări politice, aici aveau loc, mă rog, alegeri, cred că mai puțin, dar mai degrabă condamnări. Okay. Aveau loc execuții? Procese publice, execuții, cu siguranță. Da. În biserica de lângă au fost încoronați vreo 3 sau 4 regi ai Ungariei. Deci era locul central al, da, orașului. Bun, clădirile din jur, până prin secolul XVIII, au avut un caracter pronunțat medieval. Pe urmă, după ce domnul Banfi aduce capitala la Cluj, Cluj începe și se dezvoltă și clădirile vechi medievale sunt înlocuite de palate. Da. Astăzi mai sunt doar în spatele acelor platani, mai sunt 5 case care mai păstrează arhitectura medievală. Chiar la parterul majorității clădirilor încă se mai vede arhitectura gotică și poate chiar și din perioada romanică. Dar aceste 5 case sunt singurele case, sedii de bresle, mai de mult au fost folosite de către bresle, care încă păstrează arhitectura veche. În rest, tot ce se vede aici sunt diferite palate, începând cu cel mai vechi, este cel vis-a-vis de intrarea în biserică, este și casa parohială sau palatul parohial, și continuând cu diferite palate care până secolul 17, 18 și chiar 19. Unul dintre cele interesante este chiar cel de pe colț, care se numește Redei Cafe, mă rog, sau astăzi este lângă Demers Tea House, în partea dreaptă, Redei Cafe. Redei, Claudia Redei, este strămătușa, tot vine să zic, prințului Charles, nu mai este prinț, regelui Charles al III-lea al Regatului Unit. Claudia Redei, care a trăit o perioadă în Cluj și chiar în acest palat, unde astăzi este un restaurant chiar simpatic. Da. Claudia Redei, care este practic legătura dintre Charles și Transilvania, care este înmormântată în Dumbrăveni, lângă Sighișoara, alt oraș, orașel micuț, dar foarte, foarte interesant. Bun, toate palatele astea au locuit diferite familii importante ale Clujului, au fost diferite instituții. Pe partea aceasta, piața este dominată în principal de Palatul Banfi, despre care am vorbit, da, cu Muzeul de Artă, pe urmă de strada în oglindă, palatele, da, exact, străzii în oglindă, pe urmă de sediul central al Universității de Artă și Design, despre care am vorbit la Casa Matia, casa natală a regelui Matia Corvin. Și aici, clădirea de pe colț, există o placă memorială amintind de faptul că în 1849 aici a locuit generalul Bem, Iosef Bem, cel care a condus armatele habsburgice împotriva Revoluției. Și foarte, foarte important, la parter, acolo este Moritz Eis, cea mai bună înghețată din oraș. Okay. Să trecem la lucrurile importante despre Cluj. Okay. Bun. În față se vede o biserică, este cea galbenă cu acel turn negru. Da. Este cunoscută pentru clujeni de Biserica Minoriților, a fost tot o biserică, o mănăstire catolică, care însă a devenit biserică greco-catolică. Da. Biserica greco-catolică în Cluj, în Transilvania, a jucat un rol extrem, extrem, extrem de important. Astăzi este considerată a fi catedrală greco-catolică. O altă catedrală mult mai mare se construiește din 1990 încoace și încă se va mai construi multă vreme. Un monumentul care se vede acolo în față este monumentul memorandiștilor. Se vede între noi? Da? Okay. În 1892, o mișcare a intelectualității române din Transilvania i-a scris un memorandum împăratului Franz Iosef, prin care se protesta împotriva
nedreptățirii românilor din Transilvania, deși conform statutului ar fi trebuit să aibă aceleași drepturi ca și celelalte națiuni. Răspunsul împăratului a fost să-i aresteze pe semnatar. Procesul s-a judecat în Cluj, în clădirea Reduta, actualul muzeu etnografic. Și în memoria lor, la intervenția regelui Carol al României, au fost eliberați și în memoria lor s-a ridicat acest monument. Acum gusturile și lipsa lor nu se discută. Monumentul ne-ai spus cu ce seamănă. Da, clujenii au două expresii când zic că ne întâlnim, că vor să se întâlnească acolo, zic că la ghilotină. Da. Și la monumentul regelui Matia, când vrem să ne întâlnim, multă lume când vrea să se întâlnească aici, spune ne întâlnim la ouă. Aha, ok. Să spunem doar că reprezentarea calului este extrem de exactă și extrem de precisă. Îndetaliată, da. Exact. Și acum, dacă tot am ajuns la monument, vă amintiți că la începutul turului am văzut obeliscul carolingian, da, care inițial era amplasat aici. Aici era, doar okay. Că la începutul, chiar în primii, la ultimii ani ai secolului XIX, începutul secolului XX, în întreaga Ungarie de atunci, încep să se construiască multe monumente dedicate aniversării a 1000 de ani de la atestarea maghiarilor în Transilvania, în Europa. Și atunci se construiesc peste tot diferite monumente, în Belgrad, adică în Zemun, în zona superioară a Belgradului, peste tot. Okay. Și în Cluj există această dorință, care a existat de multă vreme, de a construi un monument pentru cel mai celebru fiu al orașului, regele Matia. Și până la urmă se ajunge la un arhitect din actuala Slovacie, din Bratislava, Janos Fadrus, care dezvoltă planul acestei machete, acestei statui, și această machetă câștigă premiul cel mare la expoziția mondială de la Paris în 1900. Și atunci vor fi mai multe orașe care vor copia. Vor concura. Ah, okay. Pentru a avea posibilitatea să construiască această statuie. Am înțeles. Ok. Și acum legenda spune că Clujul nu era neapărat printre favorite, dar datorită intervenției unui politician local s-a ajuns la construirea acestei statui. În 1902 este inaugurată. Este practic un grup statuar, pentru că sunt mai multe persoane. Este regele Matia Corvin călărind, în semn de biruitor. Stânga și dreapta sunt patru dintre cei mai loiali generali ai lui, începând cu Paul Chinezul, Kinsey Pal, asta este așa o traducere foarte forțată românească, care era guvernator al Banatului și care a reușit o victorie foarte, foarte mare împotriva otomanilor la Câmpia Pâinii. Dacă mergeți cu trenul între Deva și Alba Iulia, la Simeria, în gare este o plăcuță care amintește de această bătălie. Tipul avea în jur de 2 metri, ceea ce pentru vremea respectivă era foarte mare. Da. Da, și era o excepție. Lângă este Paladinul Ungariei. Adică în partea stângă, cel stângă. Cu steagul. Cu... Exact. Da? Este Paladinul Ungariei care... Stânga, da? Nu dreapta. Aia, da. Care a fost primul conducător de oaste, primul conducător de mercenari. Okay. Al armatelor maghiare. Până la el nu au existat mercenari. Matia a avut și mercenari și el îi conducea. Și în partea dreaptă sunt doi voievozi ai Transilvaniei, Batori și Zapolia. Da. Unul dintre ei este reprezentat foarte interesant în foarte diferit de ceilalți. Ceilalți toți trei sunt războinici. Da. El nu poartă niciun coif, ci poartă o baretă, care amintește mai degrabă a fi un poet sau un scriitor. Unii spun că ar fi o reprezentare a arhitectului, a lui Janos Fadrus, a reprezentat pe el însuși acolo. Acum asta este foarte discutabil. Da. Sunt o mulțime de legende care povestesc despre regele Matia și despre statuie. Una dintre ele spune că regele Matia venea foarte des în oraș, venea foarte des în Cluj, dar se îmbrăca într-un om normal, venea incognito. Da. Și odată ajuns în Cluj, încerca să ia pulsul vieții. Și se spune că la un moment dat a ajuns cu armata până în Gilău, deci până la vreo 20 de kilometri în afara orașului. S-a îmbrăcat în hainele unui student sărac și a venit în oraș. În oraș a fost arestat de către oamenii primarului, a fost bătut și a fost obligat să care lemne toată ziua.
La un moment dat a fost convocată de... Știau pe cine au arestat? Nu, desigur că nu. Okay. La un moment dat, cu o bucată de cretă, a scris pe un lemn, aici a fost regele unde este justiție. Seara a fost eliberat, a mers înapoi la armată și pe urmă, câteva zile mai târziu, când a revenit în oraș, l-a chemat pe primar, primarul și-a dat seama cine era, da. Și legenda spune că l-a executat. Da. Ca în fiecare legendă există și un sâmbure de adevăr. Într-adevăr, în vremea regelui Matia a fost un primar al Clujului care a fost executat, dar motivul nu a fost că l-a arestase pe rege, ci pentru că încălcase una dintre cele mai importante reguli ale orașului, respectiv adusese vin din afara cetății. Ok. În secolul XV, Clujul era un mare producător de vin. Cred că și clima era un pic alta. Era un mare producător de vin și consumul de vin, asta le-ar plăcea multor azi, era mult mai sănătos decât consumul de apă. Oh. Apa nu era filtrată, nu bea direct din someș și nu era chiar ok. În schimb, vinul trecea printr-o anumite procese de fermentare, exact, care purificau. Vinul de atunci, cred că era cu tot o altă băutură în comparație cu cel de azi, adică mult mai puțin alcool, pentru că în analele școlii mănăstirii din Cluj s-au găsit printre altele și rațiile elevilor, ce mâncau și ce beau elevii în fiecare zi. Și printre altele era un litru de vin. Azi, dacă am pune un litru de vin pentru fiecare elev, s-ar putea să, să crească din nou simpatia față de școală, dar să nu fie chiar atât de bine. Bun. Iarăși, o poveste interesantă este legată de steagurile soldaților. Și unul dintre steaguri se poate vedea, reprezintă o semilună. Da. Deci, Matia cel mai probabil că avea și mercenari otomani sau măcar musulmani în armata de jos, de sub litera M. Exact. La fel de bine se mai poate vedea, mai este un steag cu un cap de bour, care este cel mai probabil steagul Moldovei. Da. Știindu-se că regele Matia, într-o primă fază, s-a războit cu Ștefan cel Mare și ulterior a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați. Și o poveste cu totul și cu totul aparte este reprezentată de acel steag din partea dreaptă, care este la picioarele soldaților. Așa, pe care, să colești copiii, te rog. Pe care nu îl ține niciun soldat și se spune că acel ar fi steagul Austriei. Se mai spune și că Franz Josef ar fi confirmat invitației de a asista la inaugurarea statuii, dar în momentul în care a aflat că este steagul Austriei la picioarele soldaților, nu a mai venit. Da. Bun, iarăși mai este o legendă pe care o spun ghizii, dar toți istoricii de artă zic că nici vorbă de așa ceva, referitoare la poziția calului. În partea asta. Mă doare și mâna. La poziția calului, care are patru picioare pe postament. Da. Se sar, mulți ghizi povestesc că este un semn al morții cavalerului, respectiv dacă cavalerul a murit de moarte bună, atunci calul are patru picioare pe pământ, dacă a fost asasinat are trei picioare pe pământ și dacă a murit în luptă are doar două picioare pe pământ. Ok, interesant. Chiar dacă regula asta se probează destul de des, de exemplu, cred că cu excepția statuii din Oradea, toate statuile ecvestre ale lui Mihai Viteazul sunt cu un cal cu trei picioare pe pământ. Da. Nu. Istoricii de artă spun că nu chiar este o regulă și nu e neapărat adevărată chestia asta. Da. Da, statuia a fost restaurată în 2008. S-au descoperit o crăpătură foarte mare în soclu. Soclul este realizat de Pachei Lajos, arhitectul șef al orașului în momentul în care s-a construit statuia, ce este realizat după planurile unui turn al vechii incinte fortificate. Dar a existat o crăpătură mare în acest soclu, în acest turn și a trebuit restaurată, renovată, dar arată chiar bine de atunci. Regele Matia este statuia, este tot timpul martora marilor evenimente din Cluj. Aici este Târgul de Crăciun, iarna. Da. Aici, la sfârșitul fiecarei lunii mai sau începutul lunii iunie, este Festivalul Internațional de Film, cel mai mare din sud-estul Europei, TIFF-ul. TIFF-ul. Da? Printre alții, anul acesta au fost premiați Jeffrey Rush, da, și Oliver Stone. Oliver, da, Stone este regizorul Scarface, Jeffrey Rush a jucat în Pirații din Caraibe, Discursul regelui și așa mai departe. Da. Când în cadrul acestor evenimente, în cadrul TIFF-ului,
toată în partea aceea a pieței este un ecran mare de proiecție și în rest toată piața e închisă și se superb. Da. Superb. Se pot vedea filmele seara, e chiar cu totul altă atmosferă în întregul oraș. Da. Bun. Ce aș mai vrea să vă mai arăt aici este în primul și în primul rând această hartă. Este o hartă okay, 3D da. A orașului, realizată acum un an sau doi de către un club Rotary din oraș. O hartă care din punct de vedere istoric are câteva mici lacune, dar măcar ne putem orienta și putem vedea pe unde suntem. Biserica Sfântul Mihail, statuia regelui Matia și noi suntem acum aici. Exact. Am stat aici în față și am venit până aici. Exact. Și restul orașului. Da, cu catedrala ortodoxă pe cealaltă parte, opera română vis-a-vis. Uite, sunt trecute fiecare aici. Deci se pot vedea de la fața locului. Da. Bun. Iarăși foarte interesantă pe latura asta a pieței. Se pare că palatele care există aici erau despărțite de un canal, respectiv de un, hai să nu-i spunem, râu, șanț, un șanț mai mare, exact. Da? Accesul în palate se făcea pe niște poduri, da, și se pare că pe aceste poduri au avut loc și primele reprezentări teatrale din oraș. Pentru prima dată echipe ambulante de teatru au venit și au oferit spectacole aici, printre altele și echipa din care făcea parte Mihai Eminescu. Și pe aceste poduri au fost scenele pe care au jucat, da, ei. Foarte interesant și una dintre cele mai frumoase clădiri din Cluj este cea din spate, respectiv clădirea pe care toți clujenii o știu drept Hotelul Continental. Da. Construită la începutul secolului 20, s-ar părea în oarecum și în legătură cu inaugurarea statuii, construită ca și un hotel, încă de pe atunci, sub numele de New York. După primul război mondial, după ce Ardealul a revenit României și a păstrat numele, după al doilea război mondial, în schimb, comuniștii nu au acceptat numele New York, evident. Da. L-au schimbat în Hotelul Republicii, dar după 1990 a fost cumpărată clădirea de către lanțul Continental, care l-au păstrat ca și hotel, vânzându-l în 2004 sau 2005. Din păcate, de atunci este gol. Aha. După diferite scandale, inclusiv de corupție și așa mai departe, hotelul este gol, în interior este o ruină, din păcate, în exterior arată bine la exterior, da, nu pare că ar fi... Nu, din păcate părăsit. Interiorul este părăsit, okay. Are mari probleme structurale, din ce am înțeles, okay. În principal cu umiditatea. Da. La exterior a fost renovat acum câțiva ani, ca să ar fi păcat să fie o ruină la în piața centrală, da. Dar din păcate interiorul este o ruină. Încă sunt foarte mari discuții în oraș dacă ar trebui renovat, dacă n-ar trebui renovat. Pentru că se ia în calcul și demolarea până aici? Nu îndrăznește nimeni, okay, să pronunțe cuvântul demolare, okay. Sper să nu se ia, da. Dar pe de altă parte costurile cred că sunt de câteva zeci de milioane de euro pentru a fi restaurat, da. Acum întrebarea este dacă municipalitatea poate să facă altceva mai bun cu banii aia sau nu, da. Vom vedea, da. Din câte știu, nici juridic încă nu este foarte clar proprietarul. Bun, dacă tot ne aflăm aici, suntem într-unul din locurile care vorbesc foarte, foarte mult despre istoria recentă a Clujului și respectiv despre Revoluția de la 1989. Da. Începută în Timișoara, după cum bine știm, s-a aflat și în Cluj și în 21 decembrie mai mulți oameni, venind în special de la biserică, din câte știu era o zi de duminică, s-au strâns chiar în locul acesta din Cluj. Și au început un proces pașnic de a protesta împotriva violențelor de la Timișoara, dar și împotriva lipsurilor, neajunsurilor și așa mai departe.
Dintr-o dată au ajuns aici două autobuse cu soldați. Da. Care au, au făcut un semicerc. Ok. Erau soldați tineri în termen, de 18, 19, 20 de ani. Și dintre manifestanți era și un grup destul de mare de artiști. Și printre altele, de-aia mi-am lăsat și rucsacul, printre altele era și un domn, unul dintre ei, care în momentul respectiv a mers să vorbească cu capitanul. Și acum o să vă surprind, dar o să scot o sticlă de bere. Nu vreau să-i fac reclamă neapărat. Așa. Este o bere locală din Cluj, da, care pentru diferitele lor sortimente folosesc poze din istoria orașului sau cu legătură cu orașul și nu numai. Bun, asta este una dintre berile lor și aici este imaginea Revoluției. În, în 21 decembrie 89 aici exista un guard view. Și în spatele acelui guard view, un profesor de la universitate, Răzvan Rota, a reușit să se ascundă și să facă poze. Printre altele, asta este una dintre pozele lui. Și pe cealaltă parte scrie aici Călin Nemeș. El este cel care a mers dinspre manifestanți, a mers către capitan. Și aici este un citat din el. Și aici scrie: domnule, dacă vor să mă împuște, să-i ajut să nu-mi găurească haina. Costă bani, nu? Și mi-am ridicat puloverul, mi-am desfăcut haina și am rămas cu pieptul gol. Soldații au armat pistoalele, mitralieră. Mi-am zis, dacă îi ocupez pe ăștia, nu o să se întâmple nimic. Soldații nu o să tragă. Am sărit să împing mâna cu arma respectivă, ori în secunda în care am sărit, am simțit șocul împușcătorii. Deci chiar au tras. Da. Pe clădirea de vis-a-vis este o placă neagră cu o cruce, sunt cele, dacă nu mă cel 14 nume de persoane care au decedat aici, care au căzut la Revoluție, plus destul de mulți răniți. Călin Nemeș, cel despre care vă povesteam, în 1998, dacă nu mă înșel, s-a sinucis. Da. Capitanul care trăsese a fost și el rănit la Revoluție și în 98 a primit titlul de erou al Revoluției. Wow. Pentru că fusese rănit. Și în momentul în care Nemeș a aflat că călăul lui a primit același titlu de erou al Revoluției pe care l-a primit și el, nu a mai rezistat. Da, ulterior, capitanul respectiv și cu încă un, nu mai știu exact gradul, încă cineva din armată au fost condamnați la închisoare pentru ceea ce s-a întâmplat la Cluj. Da, este o rană care încă o avem noi în România legată de Revoluție. Dacă vom afla vreodată ce s-a întâmplat sau nu, asta e altă discuție. O să aflăm, dar cred că mai durează, da. În spate este un monument care se numește Stâlpii Împușcați și okay, amintește de oamenii care au murit. Aici, în spate. Au stat fix ca niște stâlpi și au fost împușcați. Bun, revenind la bere, alte două simboluri ale Clujului. Una este Biserica Sfântul Mihail, cu anul 1316, anul în care Clujul a primit titlul extrem de important de oraș liber regesc. Da. Și pe spate cred că este și un text care amintește despre asta. Da. Și alta este 1919, Universitatea Cluj, echipa tradițională de fotbal a Clujului. Cu siguranță știți că sunt două echipe, CFR și Universitatea. E o poveste tot timpul că unii sunt buni și alții sunt răi, dar ăia mai răi sunt cei populari. Da, Universitatea Cluj, cred că pentru mulți dintre clujeni, mai ales cei de vârsta a doua și vârsta a treia, este echipa tradițională a orașului. Da. Clujul are o tradiție mare când vine vorba de bere. Apropo, ca asta vreau să întreb, apropo de aceste beri, ele unde se pot găsi? În Cluj, se pot comanda și online. Ok. Nu știu în alte orașe din țară, dar eu pe astea le-am cumpărat de la Auchan. Ok, am înțeles. Nu știu dacă desfac și în alte orașe sau doar în Cluj. Sunt vreo 6 sau 7 beri, fiecare dintre ele cu câte un mesaj. Sau interesant, cu câte un brand al Clujului și nu numai. Da. Pe astea vi le fac cadou vouă. Mulțumim. Da, o să te rugăm tot la tine să le ținem. Ai, când speram că am scăpat de suntem căratul. Suntem cu mâinile goale. Numai să nu uita să, da, nu uităm să vi le dau pe urmă. Da. Mulțumim. Ok.
cred că putem să mergem mai departe. Mergem mai departe. Mai tragem un cadru acum când suntem în mers de la acest monument. Și eventual și de la Red Day cu strămătușa lui Charles. Bun, ne aflăm acum pe strada Universității, care desigur că și ea se află în reconstrucție, în reamenajare. Și pe strada Universității, nu o să vă vină să credeți, se află Universitatea. Ok. Lângă Universitate este vechea biserică a Universității, pentru că despre Universitatea din Cluj vom mai vorbi și în cadrul Muzeului Universității, dar în momentul în care a fost reînființată, a fost reînființată în cadrul contrareformei de către călugării iezuiți. Și au construit și o biserică în stil baroc și este prima biserică în stil baroc cu două turnuri din România. Okay. După modelul acestei biserici s-au construit toate celelalte biserici cu două turnuri, nu doar din România, ci și din anumite părți ale Ungariei, Serbia, Slovacia și așa mai departe. Da. Alt lucru interesant, biserica este romano-catolică, însă slujbe sunt și în limba maghiară și în limba română, la cerere chiar și în limba germană. În biserică există o icoană care are o poveste aparte. Sunt sigur că ați aflat despre icoana Făcătoarea de Minuni de la Mănăstirea Nicula. Este cel mai mare loc de pelerinaj din Transilvania sau cel mai mare loc de pelerinaj românesc din Transilvania. Acum, dacă e greco-catolic sau ortodox, nu intru în discuția asta. În schimb, icoana respectivă se spune că în 1699, când trupele austriece au intrat în Transilvania, a plâns vreme de două săptămâni, lucru consemnat inclusiv de către generalul armatei habsburgice și de către guvernatorul Transilvaniei din acel moment, un anumit conte Corniș. Există un sat între Cluj și Gherla, mă rog, lângă Gherla, se numește Mănăstirea, unde există un, din păcate astăzi, doar o ruină a unui foarte frumos castel care a pierținut acestui conte, acestui Corniș. Și foarte interesant, istoria spune că el, în momentul în care a văzut această icoană, a luat-o din mănăstire și a dus-o în palatul său. Da. A existat o răscoală, o revoltă, în urma căreia sătenii și-au cerut icoana înapoi. Se spune că guvernatorul a făcut o copie, le-a dat lor înapoi icoana originală și lui și-a păstrat copia. Ah, ok, n-a făcut invers. Asta e discuția. Icoana okay. originală este la Mănăstirea Nicula. Da. Și în fiecare an, în 15 august, sunt sute de mii de oameni care merg să o vadă. Și copia este în această biserică. Ah, ok, ok. Acum, nu se știe care e originala. Tu fiind guvernator și mare nobil, n-ai fi dat înapoi chiar originalul, ci ai fi dat o copie și ai fi ținut originalul. Ok. Dacă acesta este cazul, atunci aici este originalul și la Nicula copia. Dacă nu, este invers. Da. Se lucrează de zi.